Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Ghostwire Tokyo. Am venit mare când ne-am întâlnit, bine, am avut parte de un nou inamic și am și găsit ce trebuie să facem pentru a alimenta acea motocicletă super șmecheră pe care noi am găsit-o și care este unealta potrivită pentru a putea trece prin ceața asta nebună mai ușor. Da, asta rămâne totuși de văzut să găsim. Totuși această expoziție de mașini, pentru că am înțeles că trebuie să găsim o expoziție de mașini care are piesele exotice de care avem noi nevoie, plus că avem și șanse de a găsi acel ulei spectral, dacă e să o luăm așa. Bun, hai să eliberăm pe sufletele astea noastre de aici și să vedem obiectivele noastre pe unde se învârt. Una e hău, dar cred că avem noi Tory Gate-ul ăsta la dispoziție aici, așa că o să dăm mare fast travel până aici. Și apoi mergem în celălalt. Să vedem acolo ce mai avem de făcut. Mi se pare că avem magazinul care e destul de aproape de locație. De ce ninge? Okay, aparent în locația asta ninge. Într-o dată a venit iarna. Mai așteptăm să vină și moșul cât de curând posibil, așa că să fiți pregătiți de orice. Și să nu mă așteptam așa ceva. Asta vine doar de mâncare, vinde peștiuc de... E mai pe aici, oh, e un Slender Daddy pe aici. Dar unde trebuie să intru? Că trebuie să intru în parcare. Oare aici să intru? Da, aici. Enter the room. Cred că aici e chestia asta de zicea el. Expoziția asta de mașini, de car show ăsta. Not a clue. Big boy. Big boy, big boy. Oh, nu credeam că merge instant ăsta. Ah, never mind, nu merge. Ah, s-a și reparat repede. Mi-a dat în suflet acolo. Merge așa dacă nu. Rezistenți mai sunt ăștia, mă, vericule. Rezistenți. Oh, furând la un Lamborghini. Îmi place ce văd aici. Examin. I get it now. My boy was really into this car. Ah, da, mă. I'll bet we can use this turbine wheel. Deci fiul lui KK era pasionat de mașini. Oh. E ce ne trebuie? E ce ne trebuie. Asta e că vorbește iarăși ăla. Cum adică, nu? Ah, vor să împărtășească în sfârșit chestii legate de familiile lor. Ce drăguț. Încearcă să construiască o relație foarte drăguță între ei. Oh? Adorabil. Ok, văd că avem pe aici, dar... Oh, nu avem fast travel de acolo, avem fast travel de aici. Merge, discutabil, era mai ok dacă mergea aia verde de acolo, dar să zicem, putem funcționa și cu treaba asta de aici. No, what the... No, chiar, pot să-i mai predau ceva? Nu, no, de păcate nu avem ce să-i predăm ca să... Facem vreo trebușoară. Dăm și noi un micuț scan. Să sperăm că nu avem prieteni prin față. Vă că e relativ destul de liber drumul. Slavă cerurilor. Am chef să mă răfuiesc cu niște nebuni pe aici momentan. Au, acolo și sus trebuie să ajungem. Any tengus pe aici și așa? Ok, tanti măgăoaie zburătoare. Copaci blestemați. Ok. Clasic, clasic. Ce mă, niciun tengu pe aici? Oh, nu, ăla e un sărac, ăla e un... Slenderman homeless. E un homeless... Slender. Un Slender homeless man. You can tell. You're on to something. Tu vei să-mi zici că nu e nicio păsărică de aia pe aici? Cum se presupune să mă sui pe aici? E o statuie, un Jinzo statue și un de ăsta pe aici care săracu e vai de capul lui.
De ce te întorci? De ce? De ce? De ce faci figura asta? Bă, tu mă atingi? Șez blând. Gata. Hai, zic mă. Rage. Și ce mă vei să zici tu mie că... We could use it. Ce să văd unde pot să o să iau? Oare trebuie să mă sui pe șoseaua aia cumva, dar nu cred că ai pe unde. Nu prea ai de unde să zici că te sui. Bă, unde-s mă Tengu ăștia furisiți? Te nu pe direcția asta, stai așa să o luăm mai pe aici, poate pe aici, dar aici cam intrăm în ceață. Nu e bine. Și pe aici văd că e relativ... A, uite pe aici, cred. Da, uite pe aici. Pare a fi un drum viabil, uite, bam, bam, pe acolo și de acolo sar de la copac și ai ajuns. E acum mare, mare sens. Tu, dar nu mă vede nimic, ce Dumnezeu mă... Oh, tuburi. Mamă, dar de ce celelalte sunt așa jos? Let's shut this down. Ok, time to go down. Bă, ce se ferește asta? Oh, dacă s-au dus sus, s-a terminat cu mine. Bine că vin așa în valuri către o anumită direcție. Ok, acum cred că sunt sus. Da, știu! De ce cubul ăla pus așa sus e ridicol? N-am cum să-l prind. Oh, fuck! Zic că sunt ultimii. Ok. Oh, slavă cerului, sunt ultimii. Oh, care ne luăm niște suflete destul de multe. Stai mă, care o parte bună. Unde-s restul? Mă, dar ce sus i-am pus? Mă jur. 302. Și mai avem pe ăsta al de aici și gata. Da, eu sunt foarte sus, abia le ajungi normal, dar minte să mai folosești alte mijloace, ok. Deci de pe aici văzusem noi că e o opțiune de a ajunge unde ne trebuie, acolo și sus, da, uite pe aici. O să folosim această oportunitate de a ajunge acolo. Lejer, 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 ok, să văd aici. Arată buba. Buba eliminată. Două pachete de suflete, te rog. Și acum... Oh-oh! Oh, îl urăsc pe ăsta. Oh, grăzav, și acum are și prieten. Ok, unul e gata. Jesus. Și am și pierdut tot de asta de foc, aiurea. Mă, m-au rupt alea că nebunile astea de fantome. Aia e una dintre fantomele pe care nu le suport. Ok, cred că de aici...
Ok. N-am crezut că o să meargă, dar a mers. Ok, și de acolo cred că trebuie să fie vreo altă rută. Cred că mai degrabă trebuie să te sui de pe acolo și să te glideuiești aici, dar nu știu. Oh, fuck. Nu prea îmi place mie aici așa, dar să zicem. Încerc să creez cumva un val de bombardament încât să facă ăștia să vină încoace. Tanti, jos cu tine, jos, jos, jos. Ușor că-ți vedeam sub fustă. Stai așa că mai e ăsta aici. Nu știu că am nevoie doar de 3 lovituri, nu trebuie să mă chinui prea tare cu el. O, 2 chiar. Mai bine. Uite și corul. Și de aici trebuie să găsesc cumva să mă sui acolo. Cred că pe aici trebuie să o luăm. Da, o să facem un pic de parkour până la aia. Ok, un pic de parkour până aici. Un pic de parkour până la cealaltă. Așteptam, știi, să fie și niște momente de genul ăsta în joc, nu știu de ce. Ceva chestie. A random. Nu știu, dubios e senzația asta de vibrație când te urci pe chestii sau așa. Simți fiecare trepidici. E, e foarte imersiv, nu zic nu, dar e ciudățesc. Feels like something more. We're close to the underworld. Oh. Once we're in, it won't be easy getting back out. You ready for this? Op, sigur. Sounds like you're all set. Good. E ca și cum putem face alte lucruri, deci mergem. Dăm bice. Să vedem ce-o fi. Wow! Hey, who would you want to meet in the afterlife if you could? Huh, I'd want to see my granddad. We'd go hunting for copper together. So much corruption. If that's right, we should be able to find that underworld oil around here. And we got company. Să pune, să găsim underworld, outerworld oil. Hai că cu asta ar trebui să-i rezolv. One shot. Hai bă, zic, chestia asta n-are vreo inimă pe care trebuie să o spargi. Uite acolo. Deci, Gerean a pus mâncare din lumea de dincolo. Lumea asta. Ok, aici ar trebui să presupune că să găsim... Uleiul, dar nu... Mă, doamne, îți dă-lea cu gură dubioasă. Îți dă-lea cu gură dubioasă și cu gărul, cu părul foarte mare. Nice. N-am lovit-o la timp. Hai frate, ești Nessie! Ok, trebuie să lovesc asta. Dar mai sunt câteva. Ne-am pic, am nevoie să spar din astea. Să mă și vindec în același timp. Trebuie să spar din astea că am nevoie de puncte. Ca să pot să trag. Stai așa. Dude, mă lasă gâtul, am avut azi competiție la care trebuie să comentez și mă, o să mă bată, mă, dacă nu, dacă mai țin gâtul. Rip Vidor pe următoare perioadă? Da, totuși. Nu l-a pus și pe ăsta la pământ.
Mai rămâne ciudată aia din față. Au firar, cum, cum de s-au ondulat în halul ăsta așa, s-o ratez? Ok, din cauza că i-a dat în cap, a mers mai bine. Mai sus, lateral. Mai dă-te în pana mea. Ești ăsta aici. Super, hai că am curățat tot ce, tot ce era de curățat pe aici. Plus că sunt o tonă de materiale pe care le putem lua. Și bani. Așa, că am dus și la maxim. Perfect. Eu chiar v-am zis, bă, cred că ceva în piatra asta, mă, de nu se, nu se deschide. Aici cred că s-ar putea să fie o statuie. Nu cred că e neapărat vreun, vreun reward mai practic, sau... They couldn't make it easy, could they? A, ăsta era Oloiu. Oloiu. Ce e locul ăsta? Jesus. Can't carry anymore. Păi, și acum? Am cam foarte multă mâncare din asta. Oh my god, e odaia. Doare. Încerc să mă ferez, dar nu reușesc. Oh Jesus. Ok, știi, iar l-ala, mă? Dude, asta ți-l fură pe KK. Gata. Oh. Let it rip. Stai, ce-o boss fight nebun de acolo. Oh, Doamne, cât urăsc creatura asta. Bine, cred că sunt altele mai nervante, dar asta, asta chiar e destul de ocită. Hey, level up totuși. Măcar atât. Alright. Oh. Miau. Oh, e de vânt. Prea târziu, de acum nu mai am nevoie de lucruri. Prea târziu, prietenaș. Spargem astea. Mai trebuie ulei? Cred că doar atât ne ajunge, dar pare mai trebuie. Ok, atunci stai să scormonim pe aici. Nu văd că pe aici nu mai e nimic. Mă doresc că locul ăsta are vreo hartă, nu? Da. Era prea simplu dacă avea hartă, dacă, dacă e să luăm așa. Pe aici e blocat. Și unde se presupune să mai găsim oloi? Oloi de ăsta. O, alte mâncăruri pe care le-am putea folosi. Mă, dar chiar că nu e absolut nimic care să mă ajute. Corruption's coming back. That explains why most folks can't get back from here. Ok, asta e stupid, faptul că a revenit corruption-ul. Și că trebuie să stau să o curăț iarăși. Au, oh, cred că mai e în direcția asta altă dacă mergem. Tonă de bani. Nu, no, cred că asta ne ajungem, de fapt. Oh, șnițele o ia. Mamă, stai că-s toate femeile fatale din jocul ăsta, e serios? Oh, șnițel. Oh, for fuck's sake. Chiar distrus ceva totuși.
să merge la păroasa aia. Păroasă mică. Holy. Cine a zis că o să fie simplu? Decoy, ticket, na, nu mai avem altele care zici că ar putea să facă treabă. Ok, dă-i cu deștele, că sigur știu că se placă. Arată-i, mă, alte semne, cred că astea deja le știe și nu ajută cu nimica. Oh. A mers. Funcționa și așa. Oh, dar chiar că au depus foarte mult efort ca să mă oprească. Avem ulei, eu presupun. Nu cred că trebuie să mă mai duc acum degeaba, nu? We made it. I really thought we were done for. Yeah. The tomb doesn't open its doors lightly. All right. That's everything. Let's head back to the safe house and fix up the bike. Nice, e momentul. E aici? E un fast travel până la safe bike? Ok. Nu, nu este. Au, e un fast travel. Dar, din cauza că este un Tory Gate în față, vreau să-l luăm pe ăla. O, e un shrine? Nu e Tory Gate, e shrine. E de 10.000 de ori mai bun. Mamă, la fix mi s-a terminat glide-ul. Ce ai în jur de câteva secunde bune de glide pe care le poți utiliza. Oh, un pepene spiritual. Mă întreb care a fost cauza acestui pepene de a decedat. Bătrânețe, oh, șnețe. Firar. Cazi? Am părțit același timp de atac până la urmă. Vine, mă, băiatule. Absorbe toate prostioarele. Ok, văd că nu mai e nimic folositor pe treaba asta. Oh, și e jos! Ah, e un shine așa. Oh, fuck. Dar și cum am făcut o întoarcere de aia când am văzut cu ce avem de-a face. Jesus! Uita că ăștia poate să arunce cu prostii. Hai că ești nesimțit, frate, mă jur. Bă, dă-te, mă, de aici. Mulțumesc!
Mamă, ăștia sunt absolut teroare și mai e și tipa cu păr dubios. Oh, nu cred că mi-a scăpat aia. Sunt mai mulți inamici. A fi rar. Ok, trebuie să văd unde fac rost de niște muniție, că nu mai am. E muniție time. Mamă, și vin și de aia periculoși. Mi-am luat apă. Pasta, urâtule! Nice! Dar să-i fie unul, nu? Nu e doar asta supărată. Prind-o pe aia să te văd. Mă, dar îți place! Avea ești! Să luăm și pe ăștia? Chiar că se vede că a fost shrine sau ceva, că te-a făcut să muncești o leacă pentru a, a rezolva Tory Gate-ul ăsta. Noroc că e la pe bucăți, ce de noi am reușit să-i tragem pe toți odată. Da, mă, da, știu. Nu, nu, vreau înapoi. Vreau să dau mai mult. Vreau să dau... Dăm o dorință lui KK. Cred că niște SP nu era rău. I would have smoked that. Oops, didn't come true. Ok, KK vrea doar să fumeze. Nourishment beads, asta nu mai știu cum are brânză. Ok, hai să vedem ce skill-uri mai putem băga. Oh, mai e încă una aici. Te-am luat și pasta, țin cont că mai e o flecmă de chestii acolo și mergem data viitoare după o prietena asta motobrișcă. În timp ce sunt jos ar fi opțiune, skill. Da, double the speed of using purge. Asta trebuie să fie de folos. Tory Gate-ul ăsta nu e așa de protejat. Deși... Nu știu ce să zic, s-ar putea să fie giga protejat. Că ne apropiem acum de el. Stai așa. Oh, mi-a umplut toate astea, e premieră. E vreun telefon pe aici să trimitem spiritele? Oh, nu pot să cred, pe o rază destul de mare de drum nu e niciun telefon liber? Insane. Aș vrea mai degrabă să mă duc să cumpăr mai multe de alea, dar trebuie să le și dă una. E prima dată când le avem pe astea umplute. The more you know. Așa arată când sunt umplute, deci nu putem să mai punem nimica. Ok, deschideți. Băgăm codul magic de a trimite sufletele. Cât XP dă? Dacă nu-ți dă 9000. Aia zic, frate. 5000 de suflete aproape, e serios? Am baxat bine. Eram sigur că așa o să mai ia. Acum sora lui gata e în depresie. Never leave. Not until I save you. Damn, level. Feel the power. I can feel the power. Increase damage to down. Nu, Eternal Weaving Sal. Consumabile. Mai multe consumabile, mai multă distracție. Dude, ne-a crescut HP-ul o grămadă. Ce bara de HP destul de mărișică, dar... Cata nu e chiar așa de mult damage încă să zici că e vreo treabă, plus că te și vindești rapid. Adică dacă healing-ul era în stilul, îți iei damage și după aia când mănânci, durează overtime să ți se facă lucrurile, atunci da, poate era o problemă, dar așa nu cred că e așa mare deranjul.
Eu încă scanez în ideea că poate, poate. Ai găsit ceva în dreapta, dar nu știu ce. Și vezi, nu știu mie că e un Tory Gate aici. Ok, bine că e Tengul ăla acolo. Dacă tot e aici, zic, știi? Ce treabă mai are? Nice, flame bead-uri, ok. Asta e unul dintre itemele de care chiar aveam nevoie. Și le avem și echipate, le avem și echipate, level 2. Aqua beads, arrows, attack power, wind elemental. No, lăsăm așa. Mai bun, cam asta ar tot pe acest video din Ghostwire Tokyo. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați like, subscribe, share și comment. Și ne auzim data viitoare, pa, pa.